atac în stil mafiot la Cluj, un cunoscut om de afaceri a fost răpit și torturat ore în șir de mai mulți indivizi pentru a le oferi parolele conturilor cu criptomonede. Deci să-și ducă planul la bun sfârșit, atacatorii l-au mutilat și stropit cu motorină. Polițiștii caut acum pe făptaș. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Scena orelor de groază la care a fost supus omul de afaceri este o zonă mărginașă din Cluj. Afaceristul în vârstă de 42 de ani ar fi ajuns acolo în miez de noapte pentru a se întâlni cu un bărbat cunoscut care îi solicitase ajutor pentru dezvoltarea unei investiții cu monede digitale. La scurt timp după ce s-a întâlnit cu persoana respectivă în zonă și-ar fi făcut apariția doi bărbați mascați care l-au atacat din senin. Ulterior a fost culcat la pământ și legat de mâini. După atac, omul de afaceri a fost dus într-o hală din apropiere și supus la chinuri greu de imaginat timp de mai multe ore. Totul pentru a le dezvălui agresorilor datele de acces ale portofelului virtual, unde ar fi deținut o sumă considerabilă de bani. Bărbatul le-a povestit anchetatorilor că cei doi indivizi l-au forțat să consume alcool, l-au stropit cu motorină și l-au amenințat cu moartea în rânduri repetate. Pentru că nu a cedat, atacatorii i-au tăiat un deget. Indivizii au reușit să sustragă de la afacerist criptomonede în valoare de peste 900.000 de lei, un telefon mobil, două laptopuri, un lanț și vergheta. După clipele groaznice la care a fost supus, bărbatul a pornit spre casă cu mașina, însă pe drum a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un gard metalic. Bărbatul a sesizat accidentul la poliție, iar agenții deplasați la fața locului l-au găsit plin de sânge și cu o alcoolemie mare. Acesta a fost transportat de urgență la spital și acolo le-a povestit agenților chinurile la care a fost supus. Afaceristul susține că nu a sesizat autoritățile pentru a nu-și pune familia în pericol. Cazul a fost preluat de criminaliști care au demarat mai multe cercetări. Anchetatorii au audiat deja mai multe persoane, dar cercetările sunt îngreunate de faptul că zona în care s-a produs incidentul violent nu este monitorizată video.